Mulg 100 de capre să-mi întrețin familia de ani de zile. Nu-mi pare rău că am muncit, îmi pare rău că sunt furat și mințit în față, cu copiii împreună. Nu o să mai fiu un minut cât trăiesc și stau în țara asta. Dacă nu prefer să mor, să fiu un piuștar. Am terminat. Nu vreau să fac ce nu trebuie. Că fac, e 100% că fac. Dar să nu zici că nu-i înregistrare pusă. Vreau să vadă toată țara ce se întâmplă în comuna Socom, cu Borfa. Aici, în țara noastră, trebuie un Putin, un Hitler și un Stalin. Nu sunt rasist. Dar nu se mai poate. Pe proprietate moștenită, cumpărată, transpirată, nu furată. Să nu poți trăi. Rușine nouă românilor. Neam de hoți și trădători. Pare rău. N-am mai suportat. O trebuie să vă spun. Să vadă toată țara treaba asta. Vreau să vadă toată țara asta. Mi s-o tăiesc subvenția cu copii mici. Pentru 20 de oi. Fiind fermier, nu o gâscă și doi câini. Vreau să vadă. Și să iasă în teren. Să iasă în teren toți autoritățile. Și să facă dreptate dacă vreau să mai supraviețuiască. Pentru că într-o bună zi se scoală unul de la răsăritul soarelui și va rămâne numai gropi. Să se știe ce spun. Astea nu-s glume. Astea nu-s mai glume. 200 de spargeri din satul Stâna. Autor zero. Furturi, violuri. Autor zero. Nu ni rușine nouă. Nu. Frumos din partea autorităților. Durnim în birou și așteptăm salariile. Rușine să ne fie! Neam de hoți, de bandiți! O să duc copiii la prefect să-i crească, că eu vreau să fiu închis din ziua de azi. Încarc astirul, le dau banii, nu trebuie un leu, și vreau să fiu închis de pe acum până nu săvârșesc faptele spuse. Mă țin de cuvânt, prefer să mor! Mă țin de cuvânt! Neam de